Hola chicos y chicas, soy Codril y hoy presentaré 5 juegos móviles que no necesitan internet. Normalmente no hablo español porque... momentito, por favor. Așa, mai bine. În alte cuvinte, vă prezint 5 jocuri pe mobile care nu au nevoie ca voi să rămâneți conectați la civilizație. Ca atunci când ești în metrou. Așadar, prima stație este... Sword of Solan, făcut de un turc pe undeva prin America. Eu zic că e taximetrist pe undeva. Scopul îl știți și voi. Ajungeți în partea dreaptă a ecranului, se schimbă macazul, ajungeți la final și o luați de la capăt. Nimic nou sub soare. Dar ce face acest joc să fie foarte bun este execuția. Nu e chiar atât de ușor să creezi o clonă de pe aparatele arcade. Cu o grafică retro menită să secrete dopamină în nostalgici și o gamă de sunete care omogenizează atmosfera, te poți juca cu sabia lui Nenea Xolan în metrou până când îți dai seama că ai ratat stația și trebuie să te urci în metroul acela înmiresmat din Basarab. Serios, care e faza cu mirosul ăla, a? Al doilea e Limbo, o producție care mi-a plăcut fantastic de tare. Tot în același spectru cu cel din urmă. Numai că aici, atmosfera este întunecată și nivelele sunt de tip puzzle, în care trebuie să-ți dai seama singurel ce trebuie să faci. Joci cu acest minor care a fugit de la școală aparent și care a făcut o stângă greșită pe undeva. Iar la final, când m-am prins de poveste, chiar am rămas emoționat. Serios, e ca filmatul că ascuns în metro. E brutal! Nu ca în Inside, la care au lucrat 5 ani și nimeni nu înțelege ce naiba se întâmplă la sfârșit. Adică devii un drop de carne și oase care se rostogolește fără sens. What the hell? Stația numero 3, Xenowork. Am intrat în joc și primul lucru care mi-a plăcut instantaneu a fost faptul că paleta cromatică clar este făcută de cineva care vânează dragoni intergalactici. Nu am văzut verde, mai verde de atât în viața mea. Sau na, poate e de la covridogul a expirat de ieri. N-ai de unde să știi niciodată. Bun. Iar faci toate porcările în tine? Gameplay-ul este fluid rău de tot. Jocul mi s-a părut că atinge 60 de FPS-uri uneori și asta me gusta mucho. A Way to Slay este a patra destinație și este un RPG super, super bun. Cu săbii și sânge. Mult sânge. Ideea e că trebuie să-i spintești pe băieții care vor să-ți întindă o capcană mișelească, mai ceva ca pe târgu Ocna. Iar timpul se mișcă atunci când te miști tu. Ha! Explică asta domnule Neil deGrasse Tyson. One of the famous quotes is, time is defined to make motion look simple. Ha? La început, bineînțeles că e destul de simplu. Iar după, îți pune rotițele la bătaie din ce în ce mai tare. Deoarece fiecare rundă este un puzzle unde trebuie să calculezi unghi de cosinus bipolarizat cu 7000 de triunghiuri introvertit, nu știu exact, sincer, nu știu, nu mă pricep. Grafica low poly, adică cu geometrie păsărăchie, se pupă cu gameplay-ul ca politicianul cu minciuna, adică e fix ce trebuie. Garantez că odată ce l-ați ars pe primul cu mătru din joc, trece minimum o jumătate de oră și nici nu vă dați seama. Serios, produsul chiar e bun, luați-l. Acum. Așadar, la capăt de linie avem Dungeon Quest, un RPG surprinzător de bun. Chiar dacă grafica nu trădează că e, credeți-mă, e bine pus la punct. Gameplay-ul și sistemul de progresie sunt ca aduse din străinătate. Foarte bine puse la punct, adică. Deși când dai cu o vrajă se aude de parcă sfărând chipsuri, mereu există un scop pentru care joci. Fiindcă echipamentul care cade de la inamici este foarte bine algoritmizat și am găsit arme și alte prostii la tot pasul, care mereu erau mai bune ca cele de dinainte. Sună simplu și normal, dar asta e cheia unui RPG în stilul acesta.
Dacă nu știați, Diablo 3 când a apărut a avut fix această problemă și le-a luat cam un an de zile să o rezolve. În altă ordine de idei, ai 3 personaje dintre care să alegi și pornești cu tolba pe spinare la omorât creaturi clonate care diferă în funcție de zonă. Dar e în regulă, nu-mi închipui că bugetul a fost fără număr, așa că din motive tehnice și extorsiuni în degajament, se permite. Ei, cam atât cu jocurile mobile filmate pe ascuns în metrou, căci cred că vine lumea și ne dă cam de afară, așa că am tulit-o.